Bună ziua, stimați prieteni! Dați-mi voi, în primul rând, să felicit pe toți cei care sunt cetățeni ai României cu ziua României, 1 decembrie. Iar astăzi, pe 2 decembrie, vreau să discutăm un subiect mai pozitiv. De ce zic mai pozitiv? Anul acesta noi vom avea un an destul de greu. Exporturile reale, atunci înseamnă bunurile din Republica Moldova, în realitate avem o scădere, în construcție avem probleme, inflația, deja știți dumneavoastră, este foarte mare, tarifele la energie electrică, exact de pe data de 2 decembrie, cresc printre 5-a oară, mai puțin de 9 luni de zile. Cu acest fundal negativ de știri, noi ar trebui să mai căutăm și ceva pozitiv. Păi uitați-vă, astăzi vreau să vorbesc despre un domeniu unde în Moldova se vorbește foarte puțin. Biroul Național de Statistic sper că într-un viitor apropiat va avea un capitol nou la tot ce înseamnă exportul, și anume exportul de servicii. Ori Republica Moldova are două tipuri de exporturi. Prima sunt exporturile de bunuri, materiale, ceea ce poți pipăi cu mâna, unde noi în fiecare an avem creștere, în acest an vom avea creștere și drept poate vom vorbi odată, sunt mai mult virtuale din simplu motiv că sunt ascunse exporturi din Ucraina. Iar al doilea capitol de exporturi sunt serviciile. Noi exportăm servicii de transport, noi exportăm servicii IT, produsele IT în prezent în general, ajung niște fenomene și astăzi vom vorbi, iar exporturile noastre de servicii nu sunt atât de mici. Motivul de ce mă face să fiu, să zicem așa, mai optimist, este că pentru prima dată în acest an, la exportul de servicii, noi vom depăși cu siguranță nivelul de 2 miliarde de dolari. Datele pe care le utilizez eu sunt de pe pagina Organizația Națiunilor Unite Comtrade și de pe pagina oficială a Băncii Naționale a Republicii Moldova. Acestea sunt două surse de bază care le utilizez eu. De ce au crescut exportul de servicii atât de mult? Încep de întâi cu concluzia, că apoi să putem trece ușor. Sunt patru factori care au determinat creșterea exportului în Republica Moldova. Primul este inflația mondială și creșterea prețurilor în întreaga lume. De fapt, creșterea de prețuri, pe de o parte, se aduce negativ, că te-o plătești mai mult pentru diferite lucruri, pe de altă parte, îți majorează și încasările. O contribuție esențială de ce au crescut exportul sunt aceste prețuri mari de pe piața internațională. Al doilea factor, și la servicii, nu atât de puternic ca la bunuri, este războiul din Ucraina. Ori mai mult de 100 de milioane de dolari servicii pe care noi le-am păstrat în acest an în domeniul transportului se datorează transportului de mărfuri din Ucraina. De fapt, în cazul dat, sunt serviciile noastre, sunt companiile noastre, sunt câștigurile companiilor noastre, ele nu ar fi avut atât de lucru dacă nu era războiul din Ucraina. Se primește că companiile noastre se recuperează destul de rapid după criză datorită din nefericire acestui război care a contribuit la creșterea volumului de serviciu. Al treilea factor care determină creșterea serviciului în acest an este recuperarea după 2020. Aici iarăși vorbim de transporturi care se recuperează după căderea puternică din 2020, atunci când s-a blocat, n-am avut volum, nici pasageri, nici mărfuri nu s-au exportat, și alte servicii, inclusiv și educaționale, care se recuperează. Și patru este creșterea pur și simplu spectaculoasă în anumite domenii, în special IT-ul. Deci noi, pe lângă acești trei factori care i-am numerat, mai este și ultimul factor, că noi avem ramuri ale economiei care se dezvoltă și IT-ul este exemplu clasic atunci când faci câteva decizii corecte care le-au luat autoritățile. Atunci când am dat facilități fiscale în domeniul impozitării salariatului, nu le-am dat ceva special, dar am vrut să devenim competitivi pe plan internațional, și atunci când am creat parcurile IT, au fost de ajuns două instrumente înțelepte făcute de autorități ca să avem o creștere abundentă. Dar haideți să trecem să ne uităm ce se întâmplă. Dacă vă uitați în primul grafic, în acest an, în Republica Moldova, volumul de servicii IT, noi le estimăm că exportul va fi de 2,2 miliarde de dolari. Și aici aș vrea să atrag atenția. Dacă la exportul de bunuri noi avem balanță comercială negativă, altfel spus, noi importăm cu mult mai mult decât exportăm, în cazul serviciilor noi avem, începând cu anul 2011, avem o situație fericită când exportul de servicii este cu mult mai mare decât importul de servicii. În acest an balanța va fi pozitivă cu circa 750 de milioane de dolari. Altfel spus, noi vom exporta cu 750 de milioane de dolari mai mult decât importăm. Noi, simplu spus,
Dacă la bunuri suntem necompetitivi plan internațional, atunci la sectorul servicii noi suntem competitivi și anul acesta cred că vom atinge maxima sau recordul absolut a balanței pozitive. Dacă să luăm toate volumuri de exporturi a Republicii Moldova, în acest an vom avea o creștere pur și simplu spectaculoasă, vom ajunge exportul total de bunuri și servicii la 6,6 miliarde de dolari, dintre care eu estimez că exportul de bunuri vor fi 4,4 miliarde de dolari, iar 2,2 vor fi exportul de servicii. De ce vom crește noi? De unde vom crește noi? Am luat câteva servicii de bază pentru a explica de ce noi avem această creștere în acest an. Primul este serviciile de transport. Dacă ne uităm atent, noi în acest an vom avea o creștere a serviciilor de transport estimativ până la 480 milioane de dolari. Noi avem date doar pentru jumătate de an, dar văzând toată tendința, văzând volumul de transport care se face acum, îmi pot permite să spun că în acest an noi în domeniul serviciilor de transport vom ajunge la 480 de milioane de dolari, ceea ce va fi recordul absolut pentru Republica Moldova. Dacă vă uitați atent din dinamica de 95, am datele de 95, la noi serviciul de transport a crescut constant, apoi a înregistrat și coborâșuri legat în special cu situația din Federația Rusă. În anul 2018 noi am ajuns la 434 de milioane de dolari și uitați-vă că anul 2020 noi pur și simplu ne-am prăbășit. Pandemia atunci ne-a lovit dur, atât exportul de bunuri, cât și exportul de servicii de transport de mărfuri, cât și de pasageri a scăzut enorm și noi am căzut foarte puternic. Am început recuperarea anul trecut, în acest an ne recuperăm, dar totuși în acest export de servicii undeva 120-130 de milioane de dolari sunt servicii de transporturi de mărfuri care sunt mărfuri din Ucraina sau înspre Ucraina. Deci noi practic am putea spune în felul următor: serviciile de transport în Moldova au crescut datorită la doi factori. Ne recuperăm după căderea fără precedent din anul de pandemie și doi, Ucraina, noi oferim servicii Ucraina, în felul acesta ne creștem. Aici v-am dat pe separat servicii de mărfuri și servicii de pasageri. Dacă observați, la noi serviciul de pasageri în anul 2020 a scăzut de 3 ori, de la 131 de milioane de dolari la 38 de milioane de dolari. Noi până în ziua de astăzi nu vom reuși să ne recuperăm. Deci în acest an estimez că volumul total de servicii de transport de pasageri pe care noi îl vom presta va fi de 95 de milioane de dolari. Asta este estimativ, ceea ce este mai puțin decât anul 2017, 2018, 2019. Deci noi încă mai avem de crescut, deci noi încă n-am reușit să recuperăm cădere din anul 2020. Cât privește la mărfuri, dacă observați, în acest an noi avem o creștere, va fi de 340 de milioane de dolari, incomparabil cu acealaltă perioadă, dar în această sumă, undeva 120-130 de milioane de dolari sunt ascunse servicii, nu că sunt ascunse, dar sunt serviciile prestate pentru companiile din Ucraina, deci legate de războiul din Ucraina. Dar și așa, dacă excludem partea războiului, practic la serviciul de mărfuri noi ne-am recuperat. Această recuperare, în cea mai mare parte, este legată nu de volumele mari de mărfuri, dar de prețurile, cum am spus, la serviciile, lângă faptul că noi recuperăm ca volum de mărfuri, noi și prețurile au crescut, ceea ce a dat o creștere nominală, însă în realitate noi încă mai avem mult de recuperat. Simplu spus, autoritățile Republicii Moldova, în opinia mea, niciodată nu au acordat atenție necesară serviciilor. Serviciile care sunt o ramură importantă în toată lumea, toată lumea acum luptă pentru servicii, serviciile Republica Moldova nu au fost văzute ca un capitol separat și prioritar de exporturi ale Republicii Moldova. Eu consider că noi avem în prezent cel puțin câteva domenii importante. Primul este transportul, doi este IT-ul și mai sunt câteva: educația, medicina și turismul, care la noi, din nefericire, este pur și simplu la coada tuturor clasamentelor. Dacă ne uităm la transportul aerian de pasageri, noi am avut 2020 recordul absolut de 118 milioane de dolari, apoi o cădere de aproape 4 ori și până în ziua de astăzi noi n-am recuperat nici jumătate din ceea ce am căzut. Deci aici avem de lucrat și aici trebuie să vedem ce facem. Haideți, transportul, am înțeles, deci transportul a crescut enorm în acest an, însă această creștere este cauzată de război și de creștere de prețuri, însă în volume reale noi până în ziua de astăzi n-am reușit să recuperăm la transportul aerian,
de pasageri, la transportul de pasageri în general și la transportul de mărfuri, doar ne-a ajutat volumele către Ucraina, dar în realitate încă mai avem mult de lucru. Deci transportul ca serviciu în Republica Moldova este subestimat, este, eu o numesc cenușăreața Republicii Moldova și noi trebuie să atragem o mai mare atenție. La exportul de servicii IT. Dacă m-ați întreba dimineața sau noaptea, când doriți, ce a realizat Moldova în ultimii 10 ani de zile, eu aș putea spune două lucruri. Zonele economice libere și IT-ul. Deci acestea sunt două lucruri cu care noi ne putem mândri de dimineață până seară. Dacă ne uităm la serviciile de IT, deci ceea ce produce intelectul nostru, oamenii noștri care cu dedicație, oamenii cu calificări foarte înalte, în 2010, 10 ani în urmă, 12 ani în urmă, exportul total era 22 de milioane de dolari. În anul trecut am avut 350 de milioane de dolari, iar în acest an, cel mai probabil, ajungem la 480 de milioane de dolari. 480 de milioane de dolari este o cifră incredibilă, întotdeauna compar cu exportul nostru de vinuri, deci asta este exact de 3 ori mai mult decât toate vinurile care le exportăm noi. Deci sectorul IT în acest an intră într-o altă problemă. Volumul de lucru este atât de mare, posibilitatea este atât de mare, ceea ce avem noi, lipsa forței de muncă. Cred că noi acum ne vom confrunta cu cea mai mare problemă, lipsa forței de muncă. Un alt capitol la care vreau să atrag atenția este exportul de servicii educaționale. În acest an, estimați că noi exportul de servicii educaționale vom ajunge la 85 de milioane de dolari. Anul trecut am avut aproape 60 de milioane, a fost recordul absolut, observați, iarăși pandemia ne-a dus în jos, deci tot ce am făcut noi, am reușit să recuperăm din pandemie și plus avem o creștere. Iarăși, noi subestimăm acest capitol. Uitați-vă atent, Republica Moldova, 10 ani urmă avea 1300 de studenți străini care învățau în Moldova. În prezent, datele pentru 2022 va apărea la sfârșitul lunii decembrie, Biroul de Statistică va publica, eu cred că noi avem anul acesta o creștere substanțială, dar până când dau datele de anul trecut, 5100 de studenți. Dacă observați, o creștere de 4 ori. Deci, în prezent, practic, fiecare 10-lea student care este la facultățile noastre este un student străin. De fapt, studenții străini fac două lucruri. Unu, ne ajută să câștigăm niște bani, că noi câștigăm, pe lângă faptul că noi avem exportul de servicii directe, sunt și exporturile auxiliare, cum este în transport, cazare, mâncare, deci în total, în prezent, studenții străini ne generează nouă, ce obțin 150 de milioane de dolari, ceea ce după mine este bine și al doilea, ei salvează universitățile noastre. Dacă n-am avea studenții străini, practic universitățile noastre nu ar putea supraviețui. Tot ce ar de făcut Republica Moldova este să-și crească potențialul său de centru educațional. Toate țările din Europa luptă pentru această piață educațională, toți luptă ca să poată atrage oamenii la studii. Noi până ce, aceasta n-am transformat într-o prioritate națională. Noi am avut studenți din Israel care am pierdut aproape de 3 ori. Noi am avut studenți din Iordania, pe care, din păcate, tot nu-i prea avem. Noi, în prezent, de fapt, ceea ce ne salvează pe noi este studenții din România, care, din anumite circunstanțe, decin să vină în Republica Moldova. Despre studenții străini voi avea o ediție specială, unde voi vorbi cine sunt ei, de unde vin ei, cu certitudine. Acest capitol de export nu este, din păcate, o prioritate națională și, încă o dată, repet, exportul de servicii, în opinia mea, trebuie să devină o prioritate numărul 1 a guvernului. Toate tipuri de servicii. Transport, IT, educație și ultima de sănătate. În acest an, exportul serviciilor de sănătate cel mai probabil se va apropia de 50 de milioane de dolari. 2 ani în urmă, în pandemie, a fost 25 de milioane. Deci avem o dublare. Această creștere este cauzată de 2 factori. Prima, că au crescut prețurile și doi, că într-adevăr la noi crește volumul de servicii de sănătate. Iarăși, există o competiție enormă pe plan internațional prin care țările devin centri de export a serviciilor de sănătate. Este o luptă enormă și noi suntem competitivi, cel puțin la capitolul preț-calitate, suntem buni în câteva domenii. Noi trebuie să dezvoltăm acest lucru. Pe final, haideți să facem următoarea concluzie. În toate știrile acestea negative care în prezent este împânzită Republica Moldova, avem ceva pozitiv. Exportul de servicii în Republica Moldova, natural, armonios în acest an, vor crește
enorm și vor depăși cu certitudine 2 miliarde de dolari, vom fi la 2,2 miliarde de dolari. La capitolul servicii, slava Domnului, noi până când suntem competitivi și noi exportăm mai mult decât importăm. 3. Avem câteva ramuri care se dezvoltă. În primul rând, transportul este cenușăreasa noastră care se dezvoltă natural, dar cred că tot ce au putut să nu facă autoritățile n-au făcut ca ei să existe această ramură, dar ea a reușit să existe și în acest an. Sper că vom avea 480 de milioane de dolari exporturi. La serviciile IT este un exemplu clar când deciziile corecte care au fost luate ne-au dus că această ramură a crescut. Iar serviciul educație și serviciul de sănătate, plus serviciul de turism, vedeți, nici n-am publicat turismul, voi face o ediție specială, dar suntem foarte slabi la acest capitol, trebuie să devină niște priorități naționale, ca și toate celelalte servicii și Republica Moldova. Trebuie să aibă un potențial și are un potențial enorm de exporturi, anume a serviciilor, aceasta înseamnă export intelect, aceasta înseamnă export forță de muncă calificată care rămâne aici în țară. Când spun că exporția ei nu pleacă, ei rămân aici în țară, prestează serviciu, din țară fizic nu ies absolut nimic, unica ce se întâmplă, intră valută în țară. Deci cu aceasta vreau să finalizez pe această notă pozitivă și sper că serviciile vor deveni o strategie națională prin care țara noastră, în sfârșit, va intra în competiția globală de prestări de servicii. Este o luptă enormă pe plan internațional și Republica Moldova trebuie să intre în această luptă și în felul acesta să ne găsim nișa noastră pe piață unde, cu certitudine, suntem competitivi. Vă mulțumesc mult, până data viitoare!